Se apropie vacanța și având date clare elevii și profesorii își pot planifica din timp unde și cum vor petrece sărbătorile de iarnă. Pentru angajați este ceva mai dificil de planificat pentru că nu știu încă dacă zilele libere vor fi legate prin punți de weekend. Potrivit structurii anului școlar 2024-2025, vacanța de iarnă începe sâmbătă, 21 decembrie 2024 și se încheie marți, 7 ianuarie 2025. Elevii revin la cursuri miercuri, 8 ianuarie 2025. În total, ei vor beneficia de 18 zile libere în această perioadă, acoperind sărbătorile de Crăciun, Anul Nou, Bobotează și Sfântul Ioan. Această vacanță marchează trecerea dintre modulul al doilea al anului școlar, desfășurat între 4 noiembrie și 20 decembrie 2024 și modulul al treilea, care începe pe 8 ianuarie 2025 și continuă până la vacanța din februarie, stabilită de inspectoratele școlare. Angajații au și ei dreptul prin lege la zile libere de Crăciun pe 25 și 26 decembrie, de anul nou pe 1 și 2 ianuarie, de debobotează și Sfântul Ioan pe 6 și 7 ianuarie. Zile libere legale mai sunt pe 30 noiembrie de Sfântul Andrei și 1 decembrie de ziua națională, dar aceste sărbători sunt în weekend, când majoritatea angajaților sunt oricum liberi. În funcție de politica fiecărei companii sau instituții, există posibilitatea acordării de punți care să lege aceste zile libere de weekenduri, extinzând durata vacanței. Dacă angajatorii decid să ofere liberi vineri 27 decembrie, decembrie 2024 sau să prelungească vacanța la începutul lui ianuarie, angajații ar putea beneficia de o vacanță mult mai generoasă.